Nenă, te salut de aici, de la... Stai așa că zic eu acum. Gerlostein. Hello! Mamă, ce mănâncă aia, mă, lipitori? Ferească Dumnezeu, ci că nu e bine să râzi de oameni, frate, dacă vezi unul că mănâncă la altă cantină. Ia uite-te, mă, ce frumos este. Bă, așa de mult îmi plac astea. Stai că vreau să-l lase pe la seasa, bă, nu. Nu știu, bă, ce caut pe aici, că eu n-am mai văzut camioane pe aici, numai Ioie. Ioie. Nur, ce scrie? Nürburgring, 33 de Inelușe. Lasă-mă că mai e până acolo, nene. Unde au plecat ăștia în vacanță? Ați fost în camping cu cortul, cu crocodilul, cu ce ați fost? Rondel, Norma. Mamă, câte magazine au. Uite aici, McChicken, McBrusture. Fii atent, bă, băiatule, unde au făcut casele alea. Ce case, mă, că sunt mai mult decât case. Ia. Poate ne știm sau poate ne cunoaștem, servus. Mamă, ăștia nu au, mă, spiritul ăla de... Știi că, bă, cum e în Franța, în Italia. Ia uite și pe ăsta ce duce. Mamă, ăla nu duce din alea bune. Știi, adică, bă, ai dat un claxon, te salută sau ți arată un semn discret. Adică, înțelegi, altceva relaționează într-un fel cu tine. Ăștia nici cum nu relaționează. A, uite, bă, că mai e un camion pe aici. Treaba-i bună, Vasile, suntem pe drumul cel bun. Suntem pe drumul cu prioritate de la Europa FM. Felicitări celui care... A băgat sloganul ăsta că mie mi l-a întipărit în creier, frate. Cu toate că nu prea ascult eu radio, dar uite că rămâne acolo lipit. Nimă că și-a luat ea cățelușul și-l plimbă. Pensia intră, 1600 de cotețe. Aia e, frate, e mișto să fii bătrân în Nemția, frate, dar cum să nu? Băi, dar câtă apă au ăștia, bă, băiatule. Dar ăștia cred că nici nu știu, ăștia nici n-au la vânzare plansete și din astea. Ăștia nu pescuiesc, mă, sigur. Nu știu ăștia, ia uite-mă aici, ceva hotel, zici că stăm la balneo din aia, știi? La zimă, la tratamente, la din alea. Serios, uite din ăsta am avut și eu, dar nu chiar ca ăla, un pic mai altfel, mai ciudat, în sfârșit, e fain. Aral, ăsta e Peco, este scump, cât e dieselul? 1.71, 72, parcă bine am citit. Ce mare, ăla mănâncă la KFC, cred că în sfârșit. Să mai mergem un pic, ia uite-te aici, frate, ce frumos e. Băi, îmi plac peisajele astea, eu sunt acum, ce aveau la girofare, ce mașină o fi? Băi, uite altul de armată, unde merg mă ăștia toți? Sunt pe aici pe undeva, nu știu exact. Stai că mă uit. M-am îndepărtat, bă, un pic de Laponia, da. Merg oarecum între Köln și Frankfurt, pe acolo, Pelm. Lasă ușor 50, Vasile, ce ai făcut? Gata, suntem regulamentar, pac. Asta n-are câineu? Cred că a cumpărat de mâncare la pisică. Băi, dar ce faine sunt căsuțele astea, mă, frate, pe aici. Dă-te bre mai încolo. Și-a luat doi din aia și doi din aia la alții. Ai văzut? Castraveți și... Păi trebuie castraveți la... În sfârșit, poate mănâncă și eu. Să-și pune din aia pe ochi, știi? Poți să știi. Mă, la castel! Fii atent, anunț, castel. Uite acolo sus. Horea Croșca și Crișan. Frate, castel acolo. Băi, deci lucrurile astea mie îmi plac foarte mult, frate. Foarte, foarte mult îmi plac. Mi-ar plăcea să fac o vizită, că ia uite ce frumos. Am văzut un castel, o să ți-l minte, cred că toată viața mea, un castel în Italia. Mamă, deci era splendid. Băi, deci nu am cuvinte să-ți spun. Excelent arăta. Mi-ar plăcea să fac acolo o vizită. Nu putem să oprim un pic aici, eu știu. Dar ăștia e cu bilet, cu din alea, cred că, știi, nu te lasă să te duci așa. Bună, cine sunteți? Păi a venit cu camionul să încărcăm niște pietre de aici. Mergeți din altă parte, am înțeles. Bă, dă-te mai încolo, ce ai? Iar sunt giratoriu, bă, frate, dar nu v-ați săturat de ele. Ni, a pus o piatră acolo și vine și-ți povestește, zice, fiți atenți, piatra asta a fost acolo la castel, noi am adus-o aici cu niște care din alea și ne-am chinuit să o cărăm, dar de fapt pe piatra asta a fost, nu știu cine, răstignit, franjurat și bă, te minte, te învârte, te sucește și când cologhiști ce? 5 euro? Gata. Ți-a scos din buzunar. Băi, am o problemă cu... Stai poftă, nene. Am o problemă cu Halloween-ul ăsta. Deci eu consider că este sărbătoarea lui ălalalt. Și... Frate, nu-i văd niciun sens. Adică sărbătorim ce? Că ne speriem? Că... Nu înțeleg. Înțelegi ce nu înțeleg eu? Uite ce frumos are și omul ăsta aici. Băi, îmi place. Sunt unele case foarte... Foarte fain făcute, știi? Pel, m-am ieșit din ăsta, ia uite apa, frate, aici umblă pe străvu, cred că, fai de mama mea.
Asta e dezafectată, cred că. Cel puțin cred, dar nu știu. Unde e castelul? Undeva în stânga. La sud-vest, Belișorul. Da. Cât, mă, tot 50? Bă, dar cât să mergem? N-ai vezi că am ieșit. Ăsta nu știa, 70 acum. Bine, mă, e setat pe 70, cred că, în sfârșit. Aici ce avem? Reprezentanță Opel. Bă, frate, peste tot. Mașini, firme, case, tot ce vrei tu. Clasen. Ce înseamnă Clasen? Ceva o înseamnă. Mai am 57 de kilo. Ajung undeva la 14.45, mi-a dat încărcare cu ora 14, zic, vă sunteți nebun la cap, că n-am nici 5 minute de când am plecat și n-am cum să ajung la 14. Pe aici cred că e la castel, dar nu arată, mă, un indicator, ceva, în sfârșit, de pace. Nürburgring, Daun și toate alea, erau afișate pe ecran. Băi, deci îs uimit câte, uite aici a fost fosta fabrică de bere. Îs uimit câte case au, câte locuințe, frate, cât consum de energie e aici, bă, băiatule, e neimaginabil. Ce vorbești, bă, dar peste tot este câte ceva. Ia uite-l pe ăla, nu mai poate. Să nu zici că aici e izvor din ăla, ia stai ușor. Dai că știu eu, a, nu, ăla s-a dus să fure ceva din spate, sigur. Ai cărați, Vasile, poate ți se închide ușa acolo. Mi-a zis mie ghiță că sunt anumite izvoare din astea, mai ales în locuri din astea și poți să-ți iei apă. Ci că sunt și nemții care au pus pe Google Maps izvoarele și se face coadă, frate. Dar zice că are puternic jetul ăla, știi? Chiar am început să fiu destul de atent pentru că eu am băut apă de peste tot din Europa asta, aș putea să spun. Unde curgea apă, beam și eu. Și... în schimb, aici am avut o problemă când mi-am făcut prima oară ciorbă. Am luat apă de la rețea, știi? A fiert apa, mi-am pus o ideea este că mă durea stomacul. Iar mâncam ciorbă, iar mă durea stomacul. Și zic, bă, poate n-am fiert bine fasolea. Păi am scurs apa de 2-3 ori. Zic, de fiert e fiartă, că n-o simt tare în guriță. Și zic, bă, what the fuck? Și zic, bă, după aia mi-am dat seama că e de la apă. Și alaltă ieri când am fost aici la bază și mi-am... ce recară ăsta? Și când mi-am fiert pastele, mi-am luat sticla de apă, am doar apă minerală în sfârșit. Și zic, bă, poate o fi de la apa minerală. Stai că-ți explic. Și am pus apă să fier pastele. Acolo mai era un băiat român. Și zice, a, zice, nici tu nu poți, nu? Zic, ce să pot? Zice, cu apa de aici, de la ei. Zic, la ce te referi mai exact? Bă, zice, fii atent și îmi povestește. L-am venit prima oară aici, mi-am gătit, nu știu ce, cu apă din asta, modul. Zic, frate, la fel mi s-a întâmplat și mie. Și zic, chiar îți mulțumesc că mi-ai spus toate astea. Că zic, aceeași problemă o am și eu. Și zic, uite, am vrut să mă fier pastele în apă din asta, știi? 46, ești supărat, 44, ești supărat, la 42 tot supărat ești, dar la 39 ce o să mai faci? Când o să râzi, bă, frate, bă, la ăștia și maimuțoii ăștia de pe stradă, care așa cu zâmbilici și ăștia supărați, bă. Bă, aici nimeni nu e fericit, mă, frate. Bă, vreau să văd un om, să-l salut, simt nevoia să-l salut pe un om. Dar nu e nimeni afară, mă. Unde sunteți, bă, cu toții? Ia uite, piscină, frate. Unde umblăm, mă, ăștia-s lucrători, muncitori, mă, ce vorbești? Da, mă, nu, bine. Ia uite, și aici. A, ăia erau în garaj la masă, stăteau, admirau priveliștea, mai trece un camion, a, încă un prost care lucră, mai trece încă unul cu mașina, a, alți prost care lucră, ai noroc, erau în vârstă, i-am văzut eu. Și mai merge. Bă, aici sunt ca la munte, așa cumva, că s-a răcit temperatura, 13 grade. Ho, ho, fans, din ăla de ale lor, nu știu ce zice acolo. Jumbarabis, jumbar. A, ai lăsat-o pe crică? Aha, am înțeles. Bă, mai am mult, că m-am plictisit, mă, 53 de kilometri. Mâine și pe mine este sărbătoare, am crezut că stau și-o cu minte, dar... mă, lucră oamenii ăștia aici, bă, frate, mi-au găsit ei curse exact prin landurile alea care nu sunt cu sărbătoare, zic, tu l-ai vătă, uite o apă curgătoare, băi, ar trebui să fie și un izvor pe aici, bă, dar de ce se țin ăștia după mine și, deci jur pe național, de când merg, de când am venit în Germania, vreo 3 sau 4 mașini m-au depășit, atât,
În rest nu mă depășește. Merg aici civilizați oameni, frate, n-ai treabă cu ei. Punem aici broasca la 69 și dăm cătinel către lumina nouă. Ceapă țibre s-a înfundată. Aie, lasă că ai vreme 6 ani să termini. Nene, sunt pe aici, pe la sate, pe la oamenii ăștia. Ideea știi care este? Am trecut printr-o comună care se numește B-O-O-S. BOS. E mai în spate. Dă un pic mai încet, te rog. Mulțumesc, a trebuit să tușesc un pic. Și ca și zonă, dacă vrei, sunt undeva, mă îndrept către, dinspre, pe la încoace, Mayen. Kölnul e în stânga și în dreapta e altceva, în sfârșit. Ideea știi care e, că am văzut că pe zona asta pe aici sunt sate, comune, nu chiar foarte mari. Dar pare așa o zonă destul de liniștită, aș putea spune. Și chiar mi-a plăcut, ca să zic așa, zona asta pe aici. Tind să cred că nu este foarte, foarte dezvoltată, pentru că nu am văzut foarte multe industrii, ca să zic așa. Cu siguranță că sunt. Ceva, musculiță. Nu trebuie omorâtă. Vezi, și acolo este alt cătun din ăsta. Ăla e mai mare pe acolo. Mai era așa unul cu un castel undeva, dar nu mai-l văd. Îmi plac zonele astea. De ce? Pentru că eu cred că pe zonele astea care nu au foarte mare industrie și nu sunt suprapopulate, ca să zic așa, tind să cred că nu sunt oameni veniți din alte locuri, știi? Adică fel de noi, români, polonezi, bulgari, cehi și toate astea, știi? Cred că sunt zone din astea unde nu sunt dezvoltate, tind să cred că nu sunt foarte mulți de altă naționalitate. Ia uite ce frumos arată și acolo alt sătuc. Foarte fain arată. Mai am 24 de kilometri până ajung la încărcare. Fain ar fi să nu încarc. Să pot încărca dimineață. Așa mi-ar plăcea mie. Oi! Vasili. Bă, arată foarte faină zona asta. Poți să pui să te uiți dacă vrei. H-I-R-T-E-N. Hirten. Pe aici pe undeva. Luxem mai este. Zonele astea, știi? Îmi place zona asta. Chiar mi-ar plăcea dacă ești de pe zonele astea, de pe aici, de pe satele astea. Stai să închid geamul, că te trage curentul, am înțeles. Dacă ești de prin zonele astea de aici, chiar mi-ar plăcea să-mi spui cum este zona asta. Se dezvoltă, nu se dezvoltă? Ajută-mă un pic cu informația asta, te rog. Uite, vezi, cam pe aici sunt, spre Mayen, mă îndrept. Aici locuiește cineva. Uite și ăștia se ocupă mult cu căluți. I-a făcut grafitiul ăla acolo. Ce mașină o fi fuia aia, mă, frate? Mi s-a părut interesantă. Ăsta a săpat niște gropi. Cred că ăsta caută o cârtiță de n-o găsește. E ofticat. Imbis Zoom Ring. E ok, lasă că mă duc înainte.
Uite, vezi și aici cătunul ăsta are 18 case și 33 de grajduri și e o locație, știi, arată foarte ok. Știu, probabil or fi toți agricultori, cresc semințe, că văd că au și autorulotă, frate. Eu zic că e bine și aici. Uite ce frumos și-a făcut, îmi place. Mi se pare destul de interesantă zona asta, a, uite și jos. Ce zice asta aici? Rasen ist out. Adică se termină pista? Ia uite, land-ul ce bine arată. Păi e foarte faină zona asta. Chiar îmi place, frate. Da, probabil că și... Ia uite, ce e, mă, acolo în curte la asta? Fii atent, frate, cu Halloween, cu... E o din aia... Du-te, bă, că e înfricoșătorul. Cu coasă, cu din aia. Du-te de aici, tu-ți lampa, mătii, cu sărbătoarea, mătii. Ce zice asta? Că apar niște culori mai încolo. Ah, ia să vedem. Dar ce culori, mă? Unde-s, mă, alea colorate? Cred că era vrăjeală ăla, mișto au pus. Bă, ești prost, e roșu. Chiar era adevărat, mă, culorile. Am crezut că-s mai încolo. De ăsta s-o face și verde? Cred că ia, dacă iau antena aia de acolo, ce se întâmplă? Zici că e de la stație, frate. Ia de să verificăm. E roșu. Cândva s-o face verde. Dar numai că e montat acolo. Dacă puneam senzorul ăla invers spre cer, cred că n-ar fi ok să umblu acolo. No, să-mi ziceți voi când se face culoarea alaltă, de putem merge. Da, să vedem pentru ce era semaforul pus. A, au căzut niște crăci, mă. Băi, nu puteți, mă, să le băgați în pădure, le-a stăiat și le-a spus aici? Băi, fiți, mă, mai ordonați. Mamă, ce m-ai învârtit pe aici, frate. Ana, ia uite și pe ăla cu baloții. Stai să-i zic că e semafor. Vezi că e semafor? Ai grijă. Păi să știe, mă, și el, nu?